alegerea viceprimarului. Toți suntem la un an de zile, practic, de la alegeri, însă nu avem viceprimar sau viceprimari. În ceea ce ține de propunerea viceprimarului, eu vreau să spun că a fost la o ședință a Consiliului, am propus două candidaturi care nu au fost acceptate. Și atâta timp cât acest lucru se va întâmpla pe criterii politice, să zicem după culoare, eu cred că noi o să avem problemele respective, fiindcă eu și de acum înainte o să mă axez pe aceea ca să fie propusă o persoană competentă, profesionistă, care într-adevăr să poată să soluționeze toate problemele din localitatea noastră. Și de aceea eu nu o să propun niciodată după criteriul de partid, dar o să mă axez anume pe aceste calități ale persoanei care va fi propusă de mine la funcție de viceprimar. Da, n-ați încercat să negociați cu fracțiunile din cadrul Consiliului Rășănesc? Există o fracțiune sau două care își doresc anumite persoane în această funcție? Sau? Evident, fiecare fracțiune are candidatul său și conform legislației acest lucru se face chiar înainte de ședința Consiliului, înainte de a propune. Neapărat trebuie să consultăm fiecare fracțiune. Acest lucru s-a efectuat, am consultat fracțiune, dar evident că conform legii primarul propune și atâta timp cât primarul propune, nu se acceptă ca să-mi fie impus o candidatură sau alta. Și credeți că veți ajunge de grabă la vreun compromis cu sau cel puțin să încearcă? Eu sunt optimistă și eu sper că toate întrebările o să soluționeze pozitiv. Dar aveți vreo dată de referință sau când încercați să mai propuneți sau când va fi următoarea încercare de a propune candidatură la această funcție sau nu se preconizează? Poate să fie la orice ședință a Consiliului Orășănesc. Evident, o să mai fac o încercare să discut cu fracțiunile și va fi propus o altă candidatură la funcție de viceprimar. Care e situația la moment în primărie, în Consiliul Orășănesc, referitor la alegerea viceprimarilor sau viceprimarului? De ce deja de un an de zile tot nu avem ales persoane în această funcție? Care e părerea mea? Eu vreau să spun un lucru. De la primul început, dacă doamna Valentina, da, asta e prerogativa ei ca să înainteze la funcție de viceprimar, consultând cu fracțiunile din Consiliu. Consultația cu fracțiune nu s-a primit, din cauza aceea că ea n-a vrut să accepte pe o persoană de la Partidul Liberal Democrat. Și din cauza aceasta s-a stopat alegerea viceprimarului. Dumnezeu ei a vrut să facă o mișcare, cum mișcă calul pe planșeta de șah, dar nu s-a primit. Înaintând din fracțiunea Partidului Democrat și Partidul Liberal, două persoane care n-au fost, neavând acoperire a majorității consilierilor aleși, n-a putut să fie aleși aceste persoane. Dar pur și simplu s-a întins vreme cu alegerea viceprimarului. Mai apoi toate discuțiile dumneavoastră nu le-a dus, e trebuie să fie cointeresat, în primul rând, ca să aleagă viceprimarul. Partidul Liberal Democrat nu cedează vorba decât să fie persoana dată înaintată la funcția de viceprimar, dar dumneavoastră nu acceptă persoana în cauză. Iacă toată chestia în ce constă. Nu încercați să mai negociați cumva ca să mișcați situația din loc? Știți, chestia între aceea că primarul trebuie să iasă cu inițiativa la înaintare și să consulte cu fracțiunile. Noi putem să ieșim cu propunerea noastră, de pildă, da? Dar dacă el, de pildă, nu acceptă și nu... Primul pas a ei trebuie să fie, a primarului. Iar primarul, dacă el lucrează mâine în trei funcții, eu cred că ei nu-i cei mai ușor. Asta amuia cât e tânără, dar o leacă cu vremea a să dea de știri că activează în atâtea funcții. Poți o lună, două, trei, dar un an de zile, știți, e cam greu. Înțeles. Și cum credeți, în scurt timp se va debloca situația asta din Consiliul Rășănesc? Eu v-am spus că totul depinde de înțelegerea primarul cu fracțiunile.
Noi nu știm, de fapt, care este motivul din partea doamnei primar. Noi, fracțiunea Partidului Liberal Democrat, am înaintat din nenumărate ori această chestiune la ordine de zi a mai multor consilii, adică a consiliilor precedente, dar, din păcate, n-a fost aprobată candidatura. Vă zic de candidatura noastră a Partidului Liberal Democrat în Moldova. A, am înțeles. Da, dar pe cine ați propus asta? Un membru foarte competent. Principalul motiv că el nu a fost acceptat, da? Noi nu știm care este motivul. De fapt, asta rămâne la discreția doamnei primar. Pur și simplu nu s-a pus candidatura la discuție și atât. Uh-huh. În discuție. Și, adică, cum credeți, în timp apropiat, cel puțin s-a mai încercat să negocieze referitor la eventuale candidaturi, la vreun compromis sau nu, sau e neclară situația? Eu zic că totuși situația rămâne neclară. Mm-hmm. Da, dar cum considerați dumneavoastră, e normal ca, mă rog, să conducă oraș fără viceprimar? E benefic până la urmă sau...? Evident că nu. Așa număr de locuitori, doamnei primar, eu nu mă îndoiesc de fapt de competența dumnei ei. Dar oricum, la așa volum de lucru, cred că e nevoie și de activitatea celor doi viceprimari care sunt propuși conform organigramei, care noi am votat, de fapt, atunci când am aprobat bugetul pentru anul acesta. Și dacă erau preconizate două unități de viceprimari, trebuia, de fapt, puse candidaturile în discuție în cadrul ședințelor anterioare și de votat. Dar iată că noi ne-am pomenit aproape un an de zile, deja s-a trecurat și noi așa și suntem... să zic eu, orfani, fără viceprimari. Uh-huh. Și dumneavoastră urmează să insistați pe candidatura pe care o aveți? Sau evident, uh-huh. Evident. Uh-huh. Am zis că este un membru al nostru din Partidul Liberal Democrat, foarte competent, cu aptitudini de management, adică este o persoană foarte bravă. Și noi o să insistăm ca această candidatură să fie promovată. A Consiliului s-a făcut alianța între comuniști și Partidul Liberal Democrat. În fine, ei au majoritatea și au format guvernarea în orașul Strășeni. Dacă să luăm după algoritmul conducerii țării, noi țara este condusă de alianță și eu socot că trebuia de condus în orașul Strășeni din situația creată în țară. Adică conducerea să fie și orașul să fie formată tot din alianță. Se primește foarte simplu. Primarul este de la Partidul Liberal și doi viceprimari, evident, să fie de la liberal-democrați și democrați. Însă Partidul Democrat în Consiliul Orășănesc este reprezentat din 5 consilieri și, practic, votul nostru, el când contează, când nu contează. Noi am propus și noi candidatura noastră. Avem o persoană destul de erudită, competentă, cu experiență. Însă propunerea noastră poate trece numai atunci când vom acumula voturi respective. Practic se duc tratative și până acum, însă majoritatea care e formată în Consiliul Orășănesc nu ne permite nouă să fie ales candidatura de la Partidul Democrat. E clar că e foarte greu, îi revine, eu o înțeleg bine pe doamna Valentina, însă neacceptarea ei se poate și de înțeles. Ea își dorește să-și aleagă persoane care îi consideră competenți, îi consideră că vor face față lucrurilor și dreptul ei să se învoiască cu candidaturile propuse. Fracțiunea noastră a votat pentru un candidat din partea Fracțiunii Liberal-Democrate, de exemplu. De ce până acum a fost un impas atât de mare în problema dată? Că nu era bun candidat sau pur și simplu el era propus de altă fracțiune? Mai mult, 90% de situații depinde de voturile majoritare. Și, practic, de noi nu depinde. Ei, dacă vor avea o înțelegere între dânsii, practic, votul nostru nu contează. Am înțeles. Și crezi că de grabă o să se rezolve situația cu viceprimarul?
Eu cred că degrabă nu s-a rezolvat, fiindcă trebuie să, în situația aceasta, ori să cedeze primarul sau să învoiască candidatura care îi se propune.